în care creștinii, când se întâlnesc, se salută cu salutul pascal: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Nu că nu ne-am putea saluta și în continuare tot așa, mai ales duminicile. Așa cum făcea Dumnezeu să-L odihnească Domnul Epitro Valentin, care întotdeauna când veneam aici, mă întâmpina salutându-mă cu salutul pascal: Hristos a înviat, și așa ne saluta pe toți. În duminica a 6-a după Rusalii am luat cu toți aminte la cea mai lungă pericope evanghelică, de 38 de versete, ce se citește în duminicile așezate în anul bisericesc, pericope evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 9, versetele 1 până la 38, în care ne este relatată minunea vindecării orbului din naștere. Vindecarea orbului din naștere și tot contextul în care s-a desfășurat această minune, tot dialogul, tot ce s-a întâmplat înainte, dar mai ales după această minune, după această vindecare. Orb din naștere care nu vedea trupește, căci sufletește sau spiritual vedea mai bine decât cei care vedeau trupește, decât cărturarii și fariseii care i-au alcătuit un adevărat rechizitoriu sau interogatoriu. Cine, cum, când te-a vindecat pe tine? Nu ești tu cel care nu vezi, care erai orb, născut așa din naștere, orb? Cum de acum vezi? Cine te-a vindecat? Cum? În ce condiții? În ce context? Și el a răspuns. Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și apoi toate contestațiile venite din partea acestora. Acela nu este Fiul lui Dumnezeu, cum de-a făcut acest lucru sâmbăta, cum de te duc, de îl urmezi pe El, de crezi în El, sau cum de ești impresionat de ce a făcut El. Noi un Dumnezeu avem, pe Cel propovăduit nouă de Moise, acesta nu este Fiul lui Dumnezeu. Cum să-L facă una ca aceasta în ziua sâmbetei? El este un impostor, tu ești ca El, la fel și tot așa, încât L-au și alungat afară din templu, că a zis că ești Fiul și ucenicul aceluia, n-ai ce căuta aici cu noi, între noi. Toată presiunea și tensiunea iscată în acest dialog sau discuție, frica din partea părinților acestuia, care erau iudei și care știau de avertismentul dat de aceștia, toți cei care îl vor mărturisi sau propovădui pe acesta drept Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, să fie excluși, să fie dați afară din templu, să nu mai fie apreciați ori considerați drept fii lui Dumnezeu, cel adevărat, fiii neamului sau poporului Israel. De aceea, părinții sărmani, timorați, le-au răspuns: întrebați-l pe el, că e omul toată firea, e matur. Noi atâta știm că a fost nevăzător, dar când și cum s-a vindecat, în ce mod, nu știm. Dar întrebați-l pe el să vă spună el, că e mare, că e matur și vă poate răspunde singur. Modul în care el le răspunde, toate acestea duc la ce? La faptul că unii, deși ochi avem, nu vedem, ureche avem, nu auzim. Una este vederea fizică extrem de importantă, indispensabilă vieții noastre, și de aceea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că vedem. Mare lucru este și mare dar. Vedeți, sărmanii nevăzători, cum se zbat în viața de pe acest pământ, cum se luptă cu toate neajunsurile vieții din cauza acestei neputințe. Dar mai importantă, dincolo de toate acestea, este vederea duhovnicească, spirituală, sufletească, rațională. Căci vedem astăzi mulți dintre noi vedem cu ochii cei fizici ori trupești, dar nu mai vedem cu cei sufletești. Suntem ignoranți,
suntem superficiali, suntem confuzi, suntem dezorientați, debusolați, împrăștiați. Vedem lucrurile extrem de amestecate, date peste cap, răsturnate cu susul în jos. Suntem într-o lume în care ceața și bezna bântuie în viețile noastre și greu ajungem la discernământ, la dreaptă socoteală și la darul vederii lucrurilor la modul lor real, sincer, autentic sau adevărat. De multe ori ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu, spunându-i: Doamne, să văd, ajută-mă să văd. Dacă este bine ce m-am gândit să fac, ce decizie vreau să iau, ori ajută-mă, limpezește-mă, luminează-mă, ce decizie să iau, ce să fac, ce să nu fac, în cutare și cutare situație, cum este mai bine, ajută-mă să nu greșesc, ajută-mă să nu cad, ajută-mă să nu păcătuiesc, să nu cad, să nu rămân în patimă, să nu repet păcatul, să nu le înmulțesc pe el. Dă Tu, Hristoase, lumina cea adevărată și lumina lumii, care luminezi pe tot cel ce umblă în întuneric, aducându-l iarăși la lumină și la viață, la vederea celor din tâi, celor sănătoase, autentice sau veritabile. Dă-mi și mie acest dar, sau redă-mi, redă-mi vederea, cea pe care am avut atunci când eram atât de limpede în gândirea mea, atât de lucid, atât de cerebral, când aveam conștiința nepătată și neîntinată, neîncărcată cu tot felul de păcate și fapte necuvincioase, nepotrivite, ne la locul lor, când eram aproape de Tine, nu îndepărtat și nu străinat de Tine, iarăși Te rog, dă acea lumină, acea vedere, ca al minte și eu judec unde nu trebuie, iau decizia pe care nu este bună, adopt o hotărâre ne la locul ei, fac lucrurile pe dos, le dau peste cap, căci lumea înconjurătoare îmi favorizează din toate punctele de vedere această bâșbâială, această orbecăire în care ne aflăm. Dar Tu, Doamne, poți și știu că și vrei ca eu să nu bâșbâi în întuneric, să nu umblu în rătăcire și să n-ajung, ferească Dumnezeu, în întunericul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Vederea este trupească, este spirituală, este duhovnicească. Părintele Teofil Părean nu vedea trupește, dar vedea duhovnicește. Am avut parte, poate și dumneavoastră, să cunosc nevăzători extrem de inteligenți și mai ales de înțelepți, de maturi. Niște oameni extraordinari de cum se cade, care aveau vederea dincolo de vedere. Aceea pe care noi ori am pierdut-o, ori ni s-a diluat, s-a estompat din cauza lucrurilor aducătoare de întuneric pe care le-am săvârșit în viața noastră. Firul roșu al acestei pericope evanghelice este acesta, al rugăciunii noastre către Dumnezeu într-o dobândire a vederii celei din tâi, a vederii celei sănătoase, celei duhovnicești și veșnice, a vederii față către față, a vederii fratelui și semenului meu, a vederii neputinților lui și neputinților mele, păcatelor mele și nevoilor sale, nu invers. A vederii bârnei din ochiul meu, a vederii privațiunilor în care sau cu care se confruntă, se află ori se confruntă semenul meu și sunt deci chemat să-l ajut, să-l scot de acolo, să iasă de acolo, să contribui la izbăvirea lui.
Avem atâtea neputințe, boli, necazuri, încercări. Și uneori suntem disperați că nu vedem luminița de la capătul tunelului, că nu vedem soluția, că nu vedem rezolvarea și ne rugăm lui Dumnezeu cu lacrimi, cu sudoare de sânge, Doamne, ajută-mă să ies din orbecăiala aceasta, din întunecimea aceasta. Ajută-mă să văd care e drumul pe care trebuie să-l urmez, care e calea pe care trebuie să pășesc. Ce este, care este voința bineplăcută ție, cea după tine și după învățătura ta cea sfântă, dreaptă, veșnică și adevărată. De aceea venim la Sfânta Liturghie, la Sfintele Slujbe, la Sfânta Taina Masului, la celelalte slujbe. Să ne rugăm lui Hristos Domnul să ajungem bucuroși la sfârșitul Sfintei Liturghii, rostind cu toții, plin de convingere și de lumină. Am văzut lumina cea adevărată. Am văzut credința cea adevărată. Te-am întâlnit pe Tine, Doamne, Te-am văzut, Te-am revăzut și vreau de aici încolo să Te văd permanent. Vreau, Doamne, să văd ce este bine, bun și bineplăcut Ție. Să nu mai văd toate mizeriile acestui veac. Să nu mai judec. Să nu-l mai văd pe celălalt numai în neputințele și în scăzămintele lui, ci să-l văd în faptele lui cele bune și luminoase. Să-mi văd propriile păcate și patimi și să iau măsuri să mă schimb, să mă convertesc. Să nu judec, să nu te judec precum farisei de odinioară, de ce ai făcut în ziua sâmbete, de ce așa și nu așa, de ce atunci și nu acum, de ce acolo și nu aici și așa mai departe. Pentru că noi ne prevalăm, invocăm textele, pretextele drept texte, crezând că așa este bine, după cum credem noi, că noi suntem a toate știutori și nu este așa. Că noi știm, că noi suntem deținători adevărului. Adevărul este unul, Hristos Domnul, calea, adevărul și viața, adevărul cel veșnic. Noi pe acesta trebuie să-L urmăm. La acesta trebuie să ne raportăm. Cu acesta trebuie să ne însoțim și mai ales să ne înveșnicim. Cu Hristos Domnul, lumina lumii, lumina cea adevărată, cea neînserată și veșnică, izvorâtă din tronul Preasfintei Treimi. Să ajute Dumnezeu ca din pericopa evanghelică de astăzi să ajungem și noi întrebându-L pe Hristos în frământările noastre, dar cine este El ca să cred în El? Și El înaintea noastră, în întâlnirea cea providențială, ce se întâmplă cu fiecare dintre noi, să zică, L-ai și văzut. Este Cel dinaintea Ta cu care ai vorbit. Și să ne închinăm și noi precum nevăzătorul, spunând, cred, Doamne, și s-a închinat Lui. Preacuvioase Părinte, stareț Nicodim, joi 26 mai s-au împlinit 40 de zile de la săvârșirea Sfinției voastre celei pământești. Ieri, 28 mai, s-a săvârșit la Mănăstirea Crazna parastasul de 40 de zile, când s-a și sfințit mormântul, în momentul funerar. Astăzi, Părinte Nicodim, te vom pomeni aici. Vă vom pomeni aici. Fiindcă aici sunt o parte din fiii dumneavoastră duhovnicești, care toți v-am iubit și vă iubim în continuare. Vă pomenim și vă cinstim în continuare. Pentru ce? Sau de ce?
pentru dragostea Sfinției voastre, pentru bunătatea Sfinției voastre, pentru generozitatea Sfinției voastre, pentru felul în care știați întotdeauna să ne primiți, să ne ascultați și să ne tratați, pentru inteligența și mai ales înțelepciunea Sfinției voastre, pentru umorul fin, extrem de inteligent pe care îl aveați, pentru eleganța Sfinției voastre, pentru comportamentul dumneavoastră întotdeauna regal, princiar. Părinte Nicoa, am senzația că erați dintr-o generație de oameni care sau la care noi ne raportăm și dânjim după ea, pentru că din această generație am senzația, am impresia că fac parte tot mai puțin aici pe pământ, fiindcă se duc dincolo în ceruri. Am venit astăzi cu toții la Sfânta Liturghie, dar am venit și să vă pomenim cu toată dragostea, știind și crezând cu toată convingerea că Sfinția voastră sunteți aici cu noi, în mijlocul nostru. Și din când în când ne mai spuneți o vorbă de Duh, un răspuns sau o replică extrem de inteligentă și de înțeleaptă, care lămurește toată problema, situația sau întrebarea noastră și pe deasupra chiar. Și că ne mai învățați un lucru care astăzi este tare necesar, că e tare rar. Bunul simț. N-am văzut niciodată la omul acesta o ieșire ne la locul ei. S-o fi supărat și simțea sa. O fi avut și motive, o fi avut și motivele Sfinției sale. Dar întotdeauna a știut, Părinte Nicodim, să gestionați și să depășiți orice situație. Vă mai gândeam câteodată așa, ușor apăsat, îngândurat, supărat și chiar mâhnit. Și vă întrebam, ce-i prea cuvioase? Că nu... E, dragă, am și eu vârstă, am și eu, ce vreau? Las! Ușor, ușor ne mai spunea, să mai destăinuia așa. Însă, întotdeauna prezenta contextul fără a judeca pe vreuna din persoanele implicate ca actori în respectiva situație sau context. Nu judeca pe nimeni, nu emitea sentințe. Și câteodată ne mai revoltam. Păi bine, Părinte, păi v-a făcut cu tare nedreptatea, cu tare și cu tare. Păi cum se poate? Lasă, dragă. A făcut. Așa crezi? Poate că n-a făcut. Și înțelegeam și învățam de la el că la Dumnezeu este toată dreptatea. Toată judecata. Și că dacă lăsăm pe Dumnezeu să facă cele ale lui Dumnezeu, El, în dreptul și în locul Lui, adică acolo unde îi se potrivește și îi se cuvine, ne va fi nouă tare bine și lucrurile vor ieși așa cum trebuie. Pentru că odată i-am spus într-un context, Părinte, o să facem, să dragă, dacă faci tu, Dumnezeu ce mai face? Lasă-L pe El. Noi cu El, de El ne ținem, la El ne raportăm. Lasă, dragă. Ai răbdare să facă El. Nu faceți voi. Nu vă grăbiți. E bine, Părinte, dar trebuie luat atitudinea. Lasă, dragă. Asta e atitudinea noastră. Ne predăm Ție, Doamne. Ne lăsăm în seama Ta. Preia Tu. Ocupă-te Tu și fă Tu dreptate și așează lucrurile în bună rânduială așa cum numai Tu știi, spunea Părintele. Și lăsa lucrurile așa.
sau ne făcea pe noi să lăsăm lucrurile așa și într-adevăr ele se așezau. Ei, vezi, zicea, după vreme, ai văzut. Nu-i mai bine așa. Da, părinte. Au fost situații când eu unul m-am dus la el și am spus, părinte, am greșit cu tare și cu tare lucru. Știa întotdeauna și cred că așa proceda cu toată lumea. Știa întotdeauna cum să-ți explice, cum să te lămurească, cum să te dojenească. Îți era cumva rușine să nu faci ce-ți spunea din tonul și modul în care îți spunea. Te făceai mic. Adică știa să te aducă, cumva să te aterizeze în realitate cu picioarele pe pământ, dar într-un mod atât de elegant, încât știai că da, așa stau lucrurile, ăsta este adevărul. Mergeam, când l-am cunoscut, avea o mașină de scris albastră și scria răspunsurile la saci de scrisori și de pomelnice care veneau în crazna. Atunci încă nu erau calculatoare, nu erau și scria. Și știm cu toții cum primeam răspunsurile atât de îngrijite, în plicurile atât de elegante, cu câte o icoană, cu câte o poezie, cu câte un cuvânt și cu câte un sfat. Când primeam de la Sfinția sa, și cred că toți încercați același sentiment, răspuns, scrisoare sau un telefon, era o zi de sărbătoare, era o zi de Paște. Erau situații când telefonul, scrisoarea Sfinției sale mă prindeau în diferite încercări și îmi schimbau radical toată starea. Acesta este un părinte duhovnicesc, cel puțin în viziunea mea. Părintele în care când mergi la el, când te întâlnești cu El, te odihnești în El. Părintele Teofil Părean, am fost odată cu dumnealui, zic, haide să intrăm pe la Crazna, eram de la București la Ploiești, către Brașov, haide să intrăm pe la Părintele Stareț. Dragă, zice, da, așa din scurt, haide, zic, că precis să vă bucura, haide să dau un telefon, dacă e acasă, avem mașină, mergem, haide să vedem, dacă poate de la, dacă de la Dumnezeu ajungem, dacă nu. Hai, mă las în voia ta, mă rog, să văd ce. Și l-am sunat, era acasă, ce s-a bucurat. Și ce frumos s-au întâlnit doi mari duhovnici. Ce frumos l-a întâmpinat. Cum obișnuia Părintele Nicodim. Și când am plecat de acolo, am uitat și câtă vreme a trecut și că s-a făcut seară și s-a făcut noapte și trebuia să ajungem până la sâmbătă la mănăstirea la Părintele Teofil. Când am plecat, i-a zis, preacuvioase, i-a zis Părintele Teofil, Părintele Nicolim, îmi pare așa de bine că am venit, că ești un om în care, în Sfinția ta, ne odihnim. Eu unul m-am odihnit. Și ne-a spus, ne spunea acest lucru și în mașină, pe drum. Dragă, așa m-a odihnit omul acesta. Dar acesta era comportamentul și purtarea firească a Părintelui Nicodim. Așa era el. Și Părintele Teofil Părean era un om duhovnicesc și spiritual și avea și simțul umorului. Și atunci, sigur că s-au întâlnit doi oameni cumva de aceeași teapă. Care știau să trateze lucrurile serios, la modul serios, dar lucrurile cu încercare și cu tensiune știau să le gestioneze și să le depășească ori să le trateze și cu un pic de simț al umorului. Izvorât și el dintr-o experiență și dintr-o maturitate. Părinte Nicodim, noi vă pomenim, vă cinstim, vă pregătim în continuare. Ne bucurăm, adică știm, credem că, cu toată convingerea, că v-ați dus la odihnă. Unde nu vă mai doare nimic, unde nu vă mai supără nimic,
unde nu vă mai necăjește nimeni și nimic. Și de unde? Mijlociți pentru noi toți. Vă rugați pentru noi toți și ne pomeniți pe noi pe toți. Pe toți cei din inima Sfinției voastre atât de largă și de generoasă, din sacii, cred că din remorcile de pomelnice și scrisori pe care toate le-ați pomenit în Sfântul Altar la Sfintele Slujbe și cărora de-a lungul timpului tuturor le-ați dat răspuns, alinare și mânduire. Și când mergem la crazna, avem încă sentimentul că ne întâmpinați cu zâmbetul dumneavoastră frumos, larg și generos, cu ochii dumneavoastră calzi, cu privirea dumneavoastră plină de îngăduință și de înțelegere și de dragoste părintească, îmbrățișându-ne pe toți, primindu-ne și ospătându-ne, precum Patriarhul Avram, pe cei trei îngeri care erau persoanele Sfintei Treimi. Acolo cred că sunteți. În sânul lui Avram, lângă ei toți, lângă toți mari sfinți, sfinți părinți ai Bisericii și părinți duhovnicești, lângă duhovnicii și mentorii dumneavoastră duhovnicești, părinții dumneavoastră spirituali sau duhovnicești, lângă ei toți pe care i-ați iubit, pe care i-ați respectat și pe care i-ați cinstit. Avea pomelnicul de suflet cu părinții trupești, cu părinții sufletești, mi l-a arătat odată și era multiplicat pentru că de atâta uzură de cât îl folosea la altar, sigur că se uza și îl multiplicase să-l aibă. Și îl mai dădea câte unui părinte, te rog, din suflet, dacă vrei să pomenești acest pomelnic. Și eu oricum, Sfinția sa deja îi știa pe din afară, îi pomenea fără pomelnicul în față, că îi avea în inimă, nu doar în minte, îi avea în suflet pe toți. Și ne avea pe noi pe toți. Și sunt convins că ne veți avea, Părinte, în continuare pe noi pe toți, că și noi toți vă avem în continuare pe Sfinția voastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca ziua de astăzi să o prăznuim în continuare așa. Cu Hristos Domnul, cu vindecatul din naștere, orbul care vedea mai bine decât cei care se pretindeau că văd, și cu Părintele Nicodim alături, împreună cu părinții noștri duhovnicești din Sfântul Altar, Părintele Gheorghe Lazar, Părintele Daniel Boga și Părintele Ioan, împreună noi toți, așa să fim și așa să ajungem până dincolo, în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, unde să ne întâlnim cu ei, cu toți, cu Părintele Nicodim și cu toți ceilalți, în Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!